Domnul și domnilor, după venirea în PSD a deputatului Romeo Rădulescu și după ce deputatul Romeo Rădulescu a fost desemnat candidat pentru primăria Râmnicului din partea PSD Vâlcea, toată lumea a așteptat să vadă care va fi reacția primarului, viceprimarului cu atribuții de primar în funcție, domnul Ion Gigi Matei. Vă spun sincer, toți colegii mei din presă ar fi vrut să fie de față la această întâlnire de gradul 3, să vedem dacă sunt conflicte sau, din contră, dacă lucrurile se rezolvă și așa mai departe. Vreau să vă spun că în această seară mă voi informa și eu ca și dumneavoastră cu privire la cele întâmplate. Nu știu nimic. A avut loc ședința biroului politic local, cred că așa se cheamă, APSD, în mod normal trebuia să fie acolo președintele partidului pe Vâlcea, domnul Costi Rădulescu, primarul și președintele organizației Râmnicu-Vâlcea PSD, domnul Ion Gigi Matei, și candidatul, deputatul Romeo Rădulescu, care este și invitatul meu și ne va povesti. Bună seara, mulțumesc că ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Sunt foarte, foarte curios, foarte, foarte curios, nu știu nimic. Și dacă ați fi venit mai devreme, tot nu v-aș fi întrebat, ca să aflu și odată cu telespectatorii ce s-a întâmplat. Pe mine mă știți. Păi vă știu pe mine. Vă știți. Și atunci, dacă mă știți pe mine, vă dați seama că a fost o atmosferă normală, o atmosferă în care toți am făcut o echipă, pentru că nu ne furăm căciula unul altuia. Să știți că am pe emisiune și mâine mai am și eu pe nu suse. Este, deci nu este nicio... Să ne spuneți adevărul. Nu este. Domnul Zbrană, eu întotdeauna am spus adevărul. Să nu idealizați. Să întotdeauna am spus adevărul și vă spun de ce. Pe parcursul timpului lucrăm de câțiva ani buni de zile. N-am spus două lucruri diferite vis-a-vis de același subiect. Pentru că nu mint. Faptul că nu mint îmi dă această, îmi conferă această stabilitate să vin să spun același lucru, pentru că adevărul nu-l uiți, minciunile le uiți. A fost o atmosferă normală, o ședință lucrativă în care 2, 3, 4, 5 persoane și-au spus punctele de vedere, noi n-am spus punctele de vedere, domnul Gigi Matei și-a spus punctele de vedere. Bun, haideți să vedem cum au fost punctele astea de vedere. Au fost foarte multe discuții vis-a-vis de nominalizarea de la București. Mm-hmm. S-a făcut un scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul timpului, însă discuțiile n-au fost încordate. Au fost niște discuții amicale. Am avut și eu un discurs de câteva minute în care mi-am cerut scuze față de Partidul Social-Democrat și față de Ion Gigi Matei, pentru că de-a lungul timpului am participat în foarte multe campanii electorale, exceptând ultima campanie electorală unde am fost împreună, în rest am fost adversari în toate campaniile electorale, și cu bune și cu rele. M-am întâlnit cu prieteni, dar și adversari în același timp. Dar am ajuns să ne împrietenim pe lângă secțiile de votare, pentru că era normal. Până la urmă, toți ne susțineam candidații, toți ne susțineam partidele, și faptul că între noi n-au fost niciodată atacuri la persoană, nu s-a pus problema. Dom'le, stai că nu știu cine m-a înjurat sau nu știu ce a făcut. Da, e corect. Deci, în acest moment, pot să spun că este o echipă sudată, cea mai tare echipă pe care am putut-o constitui. O echipă cea mai tare pe care ați putut-o, am putut-o, cea mai tare constitui. Din parcare, ca să zic. Nu, pe care am putut-o constitui. Mă feresc să spun mai bună decât cealaltă, că e la fel ca cealaltă, pentru că nu le știu pe celelalte și nu mă interesează. Noi avem un singur țel, să câștigăm primăria. De ce, vă întreb un pic, avem tot timpul. De ce nu vă interesează? Că am văzut în filmele americane că își trimit echipele de campanie, spionii, domnul, în partea cealaltă, să vadă aia ce fac, ce mișcă. Noi suntem în acest moment în perioada în care ne acomodăm unii cu alții. Astăzi am venit, am avut cel puțin vreo 470 ceva de adeziuni noi. Numai oameni noi, da. Astăzi am adus, da. Astăzi am adus adeziunile. Oameni care știu să facă politică, oameni care au făcut politică și care știu care este jocul electoral. Este foarte important ca acești 470 și cu câteva mii, câte am înțeles că există în acest moment la PSD, să putem să facem o echipă foarte bună. Eu personal mă voi întâlni cu fiecare membru de pe fiecare secție de votare, în așa fel încât să fim cei mai buni. Până la urmă, ce ne interesează? Toți avem același scop.
să câștigăm alegerile, să putem să câștigăm primăria și să câștigăm Consiliul Județean. Este un țel realizabil, pentru că sunt extraordinar de mulți oameni capabili, oameni care știu să facă echipă, oameni care, prin experiența lor profesională, pot să dea ceva acestui județ. Și, până la urmă, asta ne și interesează. Bun, presa n-a fost de față la această Nu, n-a fost presa de față. Atunci... Și sper, da. Și sper, chiar am și discutat și cu domnul Costi Rădulescu și cu domnul Gigi Matei, ca discuțiile de acolo să nu iasă publice. Nu sunt spumoase, să știți. Deci, dacă cineva se așteaptă să fie discuții spumoase, se înșală. Bun, dar totuși, acum și eu vă înțeleg și respect întotdeauna dreptul unui partid care este o organizație privat publică, nu știu cum să mă exprim, că nu sunt jurist, dar totuși are o doză de privat, un partid, de organizație privată. Da, însă discuțiile se consideră ca și discuții private. Din punct de vedere al respectului față de populație, practic, sigur, toate discuțiile politice ar trebui să fie publice, pentru că aceste discuții fac, de fapt, agenda cetățeanului. Sau, din agenda cetățeanului trebuie scoase motivele unor discuții politice. Da. Cât va exista politică pe pământul ăsta și de când există, există și discuții private care... Și interese mici, interese de grup, interese personale. E normal să fie așa. Oameni suntem, nu? Da. Dar totuși eu vă întreb și noastră îmi puteți răspunde. Până la urmă, câți au fost? Câți membri are în sală? Biroul. Dacă nu mă înșel, cred că au fost aproape 50 de persoane. Aproape 50 de persoane. Și la prezidiu? La prezidiu am fost 3 persoane. Cei pe care am... Da, eu, domnul Costi Rădulescu și domnul Gigi Matei. Și... Până la urmă s-a lăsat cu o strângere de mână cu domnul Matei sau nu? Da, sau... ne-am salutat, dar e normal să fie nu, așa. După explicații, ca să zic. Domnule, vom merge împreună? A zis, da, eu îl susțin pe domnul Rădulescu. S-a stabilit și s-a votat în mod unanim că voi fi coordonatorul de campanie electorală. Dumneavoastră? Da. Deci coordonatorul campaniei electorale pe municipiul Râmnicu-Vâlcea. Dar e normal să fii și candidat și coordonator? Da, atenție, nu șeful campaniei electorale. Și șeful cine? Nu șef. Nu, încă n-am stabilit staful, trebuie să mâine să mă văd cu secretarul general să stabilim exact. Secretarul general este... Domnul Amza. O să ne vedem mâine să stabilim staful de campanie și șeful de campanie și tot. Deci, domnul Gigi Matei rămâne în funcția de președinte, nu se pune problema că vine cineva să ia locul. Exact cum am spus de acum 2 săptămâni de zile, că nu vin să iau locul cuiva. Bun, dar impresia domniei sale, că de acum, până la urmă ajunge un ziarist să-l întrebe. Da, nu cred că este interzis să-l întrebe. Păi nu e interzis să-l întrebe, dar ajunge să-l... Nu știu, eu uite, n-am ajuns. O să dau un SMS, să încerc un telefon mine. Dânsul va zice, da, eu îl susțin pe Romeu Rădulescu. Sunt convins că va zice lucrul ăsta. Acolo a zis? Acolo nu, a vorbit destul de puțin, n-a vorbit foarte mult. Însă eu cred că nu o să fie nicio problemă din partea dânsului de vedere, din punctul dânsului de vedere. Bun. Deci, acum ca să fac eu un rezumat. Știți că aici s-au dezvoltat o felul de scenarii. Mie îmi place că adversarii au făcut scenariile mai rău decât le-am făcut noi. Păi, domnul Speran, de ce nu-și vede fiecare de bucătăria proprie? Păi de ce? E luptă electorală, domnule. Este luptă electorală, domnul Speran. Trebuie să te uiți în ograda adversarului. Eu sunt de acord, dar în aceste lupte electorale, în primul rând ar trebui să primeze ceea ce vrei să faci și ceea ce poți să faci pentru populație. Campaniile electorale, știți, în luna aia de zile, avem într-un oraș 20 de primari, iar Consiliul Local e format din sute de persoane, pentru că toată lumea candidează, 100% câștigă. Trebuie să avem un pic simțul rațiunii și să spunem în primul rând ceea ce se poate realiza și în al doilea rând să fim noi realiști. Adică, bun, cine candidează cu șanse pentru a putea să facă ceva pentru noi și cine candidează doar așa ca să încaiere lucrurile. Bun, sau cum ar spune unii, candidat iepure. Sigur că există o doză de rațiune și de proiecte obiective, dar e ca în dragoste, domnul deputat. Noastră când v-ați cucerit soția, nu i-ați spus, știi, o să ne facem noi o casă pe strada Cutare, o să avem în spate o polată, o să am un atelier, o să punem pavele. Domnul Zbăran, haideți că vă povestesc. I-a spus că o iubiți. Nu, domnul Zbăran. Și ați făcut foarte carismatic. Vă dau un detaliu, care la un moment dat putea să fie picant. Am fost cu soția mea coleg de clasă, în liceu. Uh-huh.
S-a terminat liceul, eu am plecat la București, ea a plecat în altă parte, ne-am întâlnit în 97. Deci după vreo 6 ani de zile în care efectiv nu ne-am întâlnit. Uh-huh. Și culmea, nu ne-am întâlnit în Vâlcea, ne-am întâlnit în Sibiu, întâmplător, pe pietonală. Ne-am salutat, salut, ce faci? Și eu o întreb, te-ai măritat, ce ai făcut? La care i-am zice, nu m-am măritat, te-am așteptat pe tine. Ce tare. Deci cam asta a fost întâlnirea după 6 ani de zile, după care ne-am și căsătorit, ulterior, după vreo 5 ani de zile. Deci, da, era invitație la vals, ca să zic. O invitație la vals, dar a fost totul făcut matur și rațional. Exact ceea ce eu am făcut în acest moment cu candidatura la Râmnic. Da, ajunge, trebuie și un pic de suflet, domnul deputat, trebuie un pic de teatru, trebuie un pic de joc, trebuie zău. Domnul Zonan, nu sunt numai idei și... Nu, da, cred că eu... Nu trebuie să fiți rigid, trebuie să fiți artist. Adversarii dumneavoastră, un adversar al dumneavoastră. Da. Un adversar al dumneavoastră e artist. Nu, domne, e altceva, dar ce e dânsul nu vreau să spun eu. Păi nu, domnul Zmărean, oamenii care vin la televizor trebuie să fie niște oameni integri, scoși din cutie, cărora să nu poți să le reproșezi, la care să se uite copilul și să spună, domne, îmi place omul ăsta politic, cred că mă va reprezenta cu cinste pe viitor. Nu oameni care se uită omul și zice, aoleu, iar veni ăsta, păi ăsta a făcut aia, a făcut aia, a făcut aia și vine să ne spună nouă că e albă ca zăpada. Domnul Zmăreanu, clasa politică românească trebuie să fie curată, să dea încredere populației. Mi-este rușine, domnul Zmăreanu, mie, în condițiile în care eu sunt un om, în regulă, n-am nicio problemă, mie mi-este rușine când pe fiecare zi, când deschid internetul la ora 8 dimineața, DNA-ul a mai ridicat pe cutare. DNA-ul a prins pe vicepreședintele Consiliului Județean de nu știu unde. Domnul Zmăreanu, asta e clasa politică pe care românii o vor? Nu, domnul Zmăreanu. Vor și oamenii să fie reprezentați de niște oameni cinstiți, de niște oameni corecți, oameni pe care îi suni și îi roși ceva să poată să-ți rezolve o problemă. Nu oameni care, în momentul în care îi roși ceva, primul lucru îți cer mită și îți cer șpagă. Nu este normal, domnul Zmăreanu. La vecinii de la Slatina, în urmă cu 4 ani, domnul Prinea, sau cum îl cheamă, tocmai pusese condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare, a candidat și a câștigat alegerile în fanfar. Și i-a folosit la ceva? Păi nu i-a folosit, dar vedeți, lumea, iertați-mă, dumneavoastră nu sunteți toți alegătorii, dumneavoastră sunteți candidat. Știu, știu. Și asta sunt atipic, dar eu mă lupt să explic oamenilor că nu e o soluție. Mi-ați ridicat mingea la fileu cu domnul Prina. Domnul Prina, pe care eu îl cunosc personal de când era administratorul, city managerul orașului Slatina, domnul Prina a candidat, a câștigat primăria în condițiile în care știa că are probleme cu legea. Ce s-a întâmplat? Domnul Prina a ajuns sau va ajunge în pușcărie, orașul a rămas fără primar. Nu știu, îmi va fi judecat. Bun, a rămas fără primar și slatinenii au avut de pierdut. Dacă aveți un Xerox, facem un copy-paste și o să vedeți că e la fel și la Vâlcea. Dacă va fi așa. Domnul Zmăreanu, oamenii trebuie să aleagă oameni corecți, oameni cinstiți. Am fost astăzi la partid și ne-am adus aminte de campania din 2012, care a fost o campanie bună din partea USL-ului. Bună, pentru că USL-ul a câștigat tot la vremea respectivă, tot. Eu am fost singur împotriva USL-ului. Și eu am ieșit dintr-o eroare legislativă, deputat. Că puteam să nu ieșim și atunci pe DL-ul n-avea niciun candidat, niciun reprezentant în Parlament, ba unul singur, Eugen Tomac. Și am stat și ne-am gândit că ne-am hârjonit foarte mult timp, însă acum am văzut că de fapt hârjoneala aia e ca între prieteni. Deja suntem prieteni, ne știm fiecare obiceiurile, putem să colaborăm. Împreună cu acești oameni trebuie să le spunem cetățenilor acestui oraș adevărul. Oamenii trebuie să știe ce votează de fapt, trebuie să știe că de fapt își votează viitorul acestui oraș. Că și-l votează pentru 4 ani, că și-l votează pentru 8 ani, că și-l votează pentru copiii lor sau și-l votează pentru un trecut. Că putem să ne raportăm și la trecut și să spunem, domne, de dragul trecutului putem să ne întoarcem și la comunism. Pentru că nu conta că stăm la coadă la
la ouă și la pui și la orice. Poate era mai bine pe vremea comunismului. Eu vreau să mergem înainte. Pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Pentru toată țara asta, noi trebuie să mergem înainte. Ne uităm în țările din vest și ce constatăm? Cei care merg înainte merg cu oameni corecți, ca să poată să le arate copiilor viitorul. De ce ne iau nouă toți oamenii buni, cei din exterior? De ce nu vin să ne ia și deținuții, că tot avem în plus? De ce vin să ne ia numai elitele? Pentru că toată lumea are nevoie de oameni buni, oameni capabili. Noi trebuie să implementăm în România ca sistemul politic să promoveze numai oameni buni, oameni capabili. Să nu mai promovăm oameni care ne-au arătat ce pot să facă. Bun, fiți atent. O să fac o dată, până în campania asta electorală, un experiment. O să transcriu ce ați spus dumneavoastră acum, acest fragment de discuție. Este ca un mic discurs despre ce trebuie să facă lumea, ce trebuie să aleagă. Îl transform într-un articol. Și vin aici cu un laptop în emisiune. Îl rugăm pe colegul nostru la cameră să filmeze. Și o să public la mine în ziar și discursul dumneavoastră și faptul că dumneavoastră astăzi, când ați ieșit din casă, v-ați împiedicat și v-ați spart capul. Sub și nicio vedem, formă. Nu o să mă împiedic când ies din casă să-mi spart capul. Dom'le, nu. Aia e bag eu de la mine așa. Nu, domnul Zmână. Și o să vedeți că articolul ăla cu capul spart face, în cât stăm noi aici de discuții, ne uităm pe trafic, face 3.000 de vizualizări și ăla cu discursul dumneavoastră face 30. Absolut corect și normal și aveți dreptate. Aici nu vă contrazic. Dar dumneavoastră publicați o știre care este corectă și reală și pe care interesează viitorul acestei nații, cu o știre care este falsă, dar care are senzaționalul. Da, deci, dar știți cum trebuie procedat? Adică trebuie să promovăm falsitatea? Poți să le leg pe cele două? Puteți să le legați pe cele două. Cum? După ce a ieșit din casă, deputatul Romeu Rădulescu a căzut, s-a lovit la nas, dar când s-a trezit, a zis trebuie să alegem oameni corecți. Dar, minciună este, domnul Zmăreanu. Ați început cu o minciună. Da. Nu e normal, asta este... Asta vor cetățenii români să fie mințiți? Nu, ei nu vor, dar se lasă. Caută senzaționalul. Caută. Întotdeauna senzaționalul se va vinde. Dar, domnul Zmăran, facem un alt experiment. Ce facem știrea dumneavoastră în care spuneți domnule, deputatul Rădulescu a căzut și s-a lovit la nas, că n-a fost atent la pragul ușii și puneți o altă știre când mergem aici, sau nu mai știu, mai sunt fetele aici la plută? Erau niște fete. Găsiți o fată de asta la vară când e mai cald și o puneți tot așa într-un articol și vedeți care ia cele mai multe like-uri. Fata. Păi, domnul Smăreanu, asta înseamnă opinia publică? Îmi pare rău. Din păcate. Nu, asta este. Nu, domnul Smăreanu. Nu. Asta este ceea ce se vinde, ceea ce caută populația. La și dumneavoastră, ceea ce se votează, la dumneavoastră pe site, da. Cea mai vizionată știre este legată de hambaliste. No. Cea mai vizionată știre este legată de hambaliste. Care, dacă mă întrebați pe mine, este complet falsă. Nu aș vrea să discutăm. Nu vreau să discut subiectul, însă este știrea fals. Care reprezenta senzaționalul. Da. Vedeți? Ce este senzațional? Vă dau am un exemplu și mai tare, senzațional. Deci senzațional în 2012 Emilian Frâncu a câștigat primăria, da? Senzațional, a câștigat detașat. Nu a fost senzațional că a câștigat, senzațional a fost că a pierdut-o. Bun, senzațional a fost că l-au băgat de două ori în pușcărie. Exact. Din fotoliu de primar. Da. Și cu ce s-a ales orașul? Cu o nebunie. Cu o nebunie. Da. Mai vreți odată o nebunie de asta? Păi sigur că nimeni nu zice mai vreau o nebunie. Păi și atunci? Dar păi, nici nu puteți Zmenu. Garanta că... Nu, eu nu am n-am garantat. Domnul Zmenu, eu n-am zis... Primar, domnul Zmenu, eu n-am zis nimic. Eu am zis în felul următor. Își permite orașul încă un eveniment de genul ăsta? Știți ce a observat orașul și ce a observat românul? Că te uiți la un om și zici, domnule, cum ziceți noastră, fiecare dimineață DNA-ul nu știu pe cine salt. Păi cine și imagina că DNA-ul vine pe capul lui domnului Gică Păsat? El așa nu, bon om. Domnul Gică Păsat își imagina. El așa bon om, el așa mason, el așa... N-are legătură una cu alta. Eu știu un felul următor. În momentul în care te duci într-o instituție publică, ori ești foarte bine pregătit și atunci știi ce semnezi, ori în momentul în care nu ești foarte bine pregătit, îți iei city manager. Îți iei city manager sau îți iei un consilier personal care știe despre ce e vorba, pardon, se uită pe hârtie și spune, domnule, asta nu e corect, asta nu e legal.
eu așa aș face dacă nu m-aș pricepe. Și m-am priceput și tot mi-am luat city manager. Pentru că am vrut să nu se întâmple nimic ilegal în toată primăria. La Consiliul Județean. Eu sunt convins că domnul Gică Păsat habar nu are ce a semnat și că nu e vinovat de chestia asta. Însă este vinovat în mod indirect. Eu azi am făcut o glumă la conferința de presă. PNL-ul a fost foarte neinspirat să facă lansarea la Consiliul Județean. Deci de foarte neinspirat. Da, aveți dreptate. Domnul Zmăran, este greșeală tactică. Cum la fel este greșeală tactică să refuzi un ziarist să intre la conferința de presă. Deci nu... Credeți-mă, eu cât am fost primar, nu pot să spun că am avut o relație bună cu presa. Am avut câțiva ziariști care m-au tocat în permanență, dar n-am spus în primărie cu tare nu intră. E absurd, dar nu s-a întâmplat asta în 26 de ani de politică. Știu. Este pentru prima oară astăzi, mi s-a întâmplat mie, n-am fost primit la conferința PNL, ca să știe lumea, care nu știe, unde au venit doamna Alina Guriu și domnul Vasile Blaga. Dar asta este o noutate, nici măcar senatorul Sandulescu, țărănistul taliban, Dumnezeu să-l ierte, nu și-a permis asemenea chestiune. Am avut o singură dată, indiferent cu Petre Roman, știam că vine Petre Roman, am scris un articol, ne vizitează un om sfârșit, și dumnealui a început conferința de presă zicând, domne, cine e domnul Zmeureanu, că... și a început să-mi explice că el nu e sfârșit, care e viitor politic, la într-o lună a picat guvernul Roman. Dar vreau să zic că omul s-a purtat elegant și cu toate că asta la începutul democrației. Să zicem nu că, că zicem că dânsul era mai democrat. Dar nu vedeți că ne degradăm? Eu consider că Partidul Național Liberal se degradează. Eu consider chestia asta. Prin acțiunea asta, îmi pare rău, domnul Zmeureanu, toți știm și toți știm să răspundem la întrebări incomode. Eu nu cred că trebuia făcut acest lucru. Nu cred. Părerea mea acum s-ar putea să mă înșel. Fără îndoială, dar nu există, cum să zic, este un principiu să, ca tu, ca partid politic, să primești la conferință de presă toți ziariștii care vor să participe, da? Și ei, după aia, au libertatea să scrie. Sigur că, știți ce e interesant? Acum vreo lună, două, trei, nu știu. Odată apărat din conferință, așa am citit, am fost acolo, pe un coleg care a venit beat. Absolut întemeiată. Absolut întemeiat. Și nu știu ce a făcut, o fi spart pe acolo ceva în fine. Și au zis, domnule, gata, ăsta interzicem. Și eu am zis, dacă te duci și compromiți meseria și așa mai departe, nu te duci acolo, nici nu bei un par de bere, deci te duci lucid. Ca să-l văd pe ăla, că astăzi s-a, pe dânsul, că nu am nicio treabă cu el, s-a dus, bine mersi, iar mie mi-au pus mâna în piept și mi-au zis, domnule, dumneata, nu intri în condițiile în care eu am... un mail de invitație. Și au zis, nu, mailul ăsta a fost o eroare, o greșeală. Am greșit. Și nu mi-au dat drumul, dar eu am zâmbit, să știți, și n-am făcut un... Nu m-am victimizat, am scris... Nici n-aveați de ce. Nici n-aveam de ce, am scris un articol. Știți ce s-a întâmplat și cu asta o să vă spun, vorbesc eu acum 30 secunde și luăm pauză de publicitate. Marea problemă a unui ziarist conștient și cu conștiință este că atunci când critică se gândește, domne, dacă greșesc. Domne, dacă eu am scris un articol și n-am dreptate, că se întâmplă, să știți în presă, că presa nu e, se întâmplă și în procuratură, dar aminte în presă. Și te zbucem și uneori nu dormi noaptea și te trezești dimineața îngândurat, domne, dacă ce am scris eu, poate n-am dreptate, sau n-am decât 75%, sau n-am decât... Ceea ce mi-au făcut mie astăzi, ce mi-a făcut domnul respectiv la conferința de presă, mi-a dovedit un lucru, că am avut perfectă dreptate în tot ce am scris și în tot ce voi scrie de aici înainte. Deci m-am liniștit, mi-este clar. Deci mi-a făcut un mare bine, mi-a liniștit partea asta de îndoială pe care orice om cu conștiință oare revenim asupra importante ședință istorică la dumneavoastră la biroul politic municipal astăzi, după părerea mea, luăm o pauză și revenim.